care s-au născut în Zodia Balanței, vor avea în ziua de 30 noiembrie probleme casnice, domestice, griji, nu de mare importanță, lucruri mărunte, dar mai multe, sau care s-au adunat și care le încarcă ziua, le dau peste cap programul, îi obosesc, îi enervează, îi solicită, îi plictisesc și le creează mici disfuncții domestice. Dar toate acestea, încetul cu încetul, par să intre într-o oarecare etapă bună, se îndreaptă spre normalizare prin efectul micului benefic care este deja prezent în acest sector al casei a patra. Ei, dar lucrurile se vor schimba din 2 decembrie, când aici va intra planeta Jupiter, care va transita semnul Capricornului până în decembrie 2020. Și timp de un an va da acestei case, a locuinței, a averea patrimoniului, dar și a relațiilor de familie, o altă coloratură, altă greutate, altă semnificație, ba chiar și alt spor sau altă satisfacție. Multe lucruri nu vor evolua rapid. Nu va fi ceva spectaculos. Lucrurile vor evolua lent, dar constant, consecvent, temeinic, corect adevărat și adecvat. Multe lucruri s-ar putea nici lor să nu le placă. S-ar putea ca să-și dorească un alt fel de ritm sau o nuanță mai voioasă sau încărcată de mai puține sarcini și griji și preocupări. Totuși, ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Jupiter transitează și o casă karmică așa încât aici sunt niște lucruri mai greu de comentat. De ce așa? Pentru că există, cum spuneam, această logică a unei memorii ancestrale, a unor legături cu trecutul, altor existențe, care, iată, își găsește prin Jupiter acum un culoar. Dar e un culoar de armonizare, de normalizare, de redresare și de reglementare. Deci ce a fost încurcătura, abuz, nedreptate, enigmă, sau stridențe sau greșeli personale, toate acestea vor fi încetul cu încetul, insist încetul cu încetul, treptat eliminate. Între 1 și 3 decembrie dimineața, mici momente plăcute, fantezii, gusturi, distracții, evadări din cotidian, telefoane interesante, conversații agreabile, mici aventuri sau nostimade sentimentale, fără alte consecințe, fără alte pretenții, fără alte așteptări. Între 3 decembrie după ora 9 dimineața și 5 decembrie seara, stare relativ bună din punct de vedere organic, dar mai ales din punct de vedere psihic, o liniștire a sufletului, o împăcare a trupului, nu mai sunt tulburările organice din alte zile. Poate doar eu știu, niște apăsări, niște amărăciuni, niște griji pentru viitor legate de felul în care vor fi salarizați sau de felul în care vor merge lucrurile la locul de muncă. Pentru că veștile din ultima vreme nu sunt de natură să-i liniștească și nici să-i entuziasmeze. Dar este bine să nu o ia înaintea realității. Sigur că veștile, zvonurile, comentariile, bârfele sau chiar Măsurile de ultim moment să fie niște argumente suficient de importante ca să îi facă pe ei să se preocupe de dimineața până seara de această chestiune. Totuși, realitatea este un lucru în devenire, în evoluție, în transformare. Vedem ce se mai întâmplă. Sigur că ei introduc o notă subiectivă oarecum pătimașe intensă care îi face din când în când așa să izbucnească și atunci trupul se răzvrătește. La prea multă presiune interioară începe să dea semne de oboseală și atunci e nevoie de somn ca să protejeze bruma de energie pe care a rezervat-o modului de viață firesc. De aceea spuneam că e bine să nu se mistuie, să nu ardă întreaga benzină Energetică pe care o au, pentru că la un moment dat s-ar putea să ajungă într-un impas și să fie mult prea obosiți și incapabili să desfășoare lucrurile curente și necesare. Pe 6 decembrie, posibile schimburi de cuvinte sau disarmonii sau contradicții între soți, între colaboratori. Nu este momentul cel mai indicat să se ceară explicații, să se angajeze dialoguri pe ton răstit și superior, pentru că nimeni nu va sta să asculte o predică. În relația în care un nativ din balanță începe să tune și să fulgere, să amenințe, să promită, să interzică, să comande, să impună, va primi la rândul lui o replică și în felul acesta se inflamează relația în sine, se ajunge unde nu trebuia, se strică o relație cât de cât normală sau se ia act de un fond sufletesc foarte răscolit și nemulțumit, vecin cu dușmania și atunci chiar nu e bine pentru că s-ar putea să fie o impresie falsă.